Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi am ascultat pe oficialii noștri care s-au dus la Constanța. În fiecare an, pe 15 august, se pozează alături de marinari, cum prin câte un moment istoric, cum au fost la Mărășești, cum a fost cu ziua imnului, când îi interesează, când nu interesează, nu se pozează și așa mai departe. Astăzi, președintele Klaus Iohannis, după o perioadă în care nici dracu n-a știut pe unde s-a dus, am observat că atât el cât și Nicolae Ciucă s-au bronzat și când te gândești că România trece prin clipe grele, unde datoria țării a trecut de 50%, iar oamenii ăștia sunt bronzați, vă dați seama cât muncesc ei pentru România. Fac o comparație ca istorie, acum să nu fac asta cu Ionel Brătianu sau cu alții de politici importanți de acum 100 de ani, când aveau timp să doarmă, iar ăștia au timp să se și bronzeze, să participe la tot felul de recepții, vai de mama lor și așa mai departe. Nu sunt preocupați de bugetul statului. Nu știu, domnul Klaus Iohannis, domnul Ciucă, poate ați auzit de Vintilă Brătianu, care era așa mai zgârcit cu bugetul statului și n-ar fi permis, de exemplu, ca Alexandru Muraru și alții să-și închirieze cu 10.000 de dolari cu o vilă cu 40 de camere, doar ca să arate că România ce are, n-are diplomație, de fapt, că n-are. Asta e, putem să spunem că noi avem o diplomație. Mă rog, nu asta voiam să spun. Am observat că Alina Gorghiu sau Gheorghiu, cum o cheamă, era toată numai un zâmbet pentru că participa la festivitățile astea lângă Klaus Iohannis, mai să cadă pe spate, după care, după ce s-a cântat imnul, am văzut că și-a pus ochelarii de soare, pentru că oricum soarele era puternic la Constanța și risca și ea să se bronzeze la fel ca mentorul său. Așa că ăștia sunt președinți, mă rog, politicienii care ne reprezintă. Ei s-au dus la Constanța, dar nu au, din ce am văzut, nu au fost cu public larg, liber, să circule acolo, pentru că riscau ca oamenii să ia la înjurături. Pur și simplu au chemat militarii într-o atmosferă ca zonă, au citit, toți se uitau. Ce mi s-a părut trist din punctul unui observator, așa, Klaus Iohannis se plimba pe acolo, toți se uitau la el ca la un soare. Și atunci mă gândeam, de exemplu, ați văzut când au fost probleme în primul război mondial, când Brătianu i-a spus lui Carol I, stați așa, nu se poate, aici trebuie să facem așa, când i-a spus lui Ferdinand, când au existat personalități în adevăratul sens al cuvântului, care i-au spus și regelui, nu. Închipuiți astăzi pe Ciucă să spună lui Klaus Iohannis nu pe vreo temă, îl închipuiți pe Ciolacu să-i spună lui Klaus Iohannis nu pe vreo temă, sau cineva din țara asta, adică au ales așa de un guvern de obedienți din cap până în picioare, niște oameni care săracii se bucură pe de o parte că sunt acolo, pe de cealaltă parte oricum nu înțeleg pe ce lume se află și atunci ce vine, da, să trăiți, facem așa și așa mai departe. Deci, practic, asta este clasa politică a României astăzi și nu înțeleg pe cei care au speranțe că acești oameni poate să facă ceva. Nu cred că mai există mulți oameni cu speranțe. Din păcate, mi-ar plăcea să văd mult mai mulți oameni interesați de ceea ce se întâmplă cu noi, pentru că o să vină toamna și o să vedeți efectele acestui guvern și președinte care sunt nocive față de societate, nu mai zic de legile educației, de legile justiției și așa mai departe. Practic, din discursurile pe care o să le citesc al lui Klaus Iohannis, pe care l-am ascultat, Ciuc a pus, nu știu dacă l-a citit sau nu, dar l-au pus pe site-ul guvernului, deci este discursul oficial, să vedeți ce gândire limitată au acești oameni și ce încearcă ei prin aceste televiziuni cumpărate, pentru că televiziunile de știri în special sunt cumpărate, să inducă opinii publice din discursurile pe care le-au citit. Așa că încep cu președintele Klaus Iohannis, care s-a dus la Constanța, l-a ascultat pe Teodosie. Mă gândeam acum ce-o fi în sufletul lui Klaus Iohannis când ascultă pe Teodosie oficiind slujba. Nu l-am văzut să se închine, nu știu, mă gândeam, poate Klaus Iohannis s-o fi închinat vreodată la câte slujbe a participat. Și, dar nu asta e important, era așa ca un fapt divers. Și începe în stilul caracteristic, pentru că oricum cât ai căuta unul ca și Klaus Iohannis, nu cred că vei mai găsi vreodată pe lumea asta. Și ne spune, mă bucur că suntem iar împreună pentru a celebra această mare sărbătoare, Ziua Marinei Române. Nu știu dacă și românii se bucură că sunt iar împreună, dar el spune că se bucură. 15 august vă este dedicată dumneavoastră celor care v-ați clădit o carieră în slujba Marinei Militare și Civile. Vă salut cu multă căldură
și vă urez la mulți ani, dragi marinari. Deci vă dați seama, a făcut deplasarea aceasta de la București să le spună la mulți ani marinarilor. Este un gest, probabil și-a întrerupt și vacanța Claus Iohannis să spună acest lucru. În această zi deosebită, aprecierea și recunoștința noastră se îndreaptă către dumneavoastră. Lasă-mă ce recunoștință are Claus Iohannis. Acum nu vreau să fac, am înțeles că nu avem niciun submarin, nu avem nici nave, m-am uitat pe site, avem câteva nave, adică mult ce vedem acolo este civil, nu este militar. Noi ne bazăm cumva pe NATO să ne apere sau ceva de genul acesta, pentru că dacă am fi lăsați într-un conflict cu Rusia, cu, nu știu, cu Turcia sau ceva de genul acesta, sau s-ar distra ăștia cu noi de n-am mai avea ce face. Pentru că dacă vă ați uitat pe imaginea cealaltă, vedeți niște șalupe sau cum sunt bărcuțe dintre ele mici, vechi de zeci de ani care merg pe acolo. Păi așa să celebrăm. Întrebarea s-ar pune ce ați făcut pentru Marina Română, ce ați făcut pentru educația din România, ce ați făcut pentru sănătatea din România, ce ați făcut pentru România în general, clasă politică. Nu venim și avem, vă urăm la mulți ani și recunoștința și aprecierea noastră se îndreaptă către. Păi și asta e o dată pe an, dacă ești cu cel încălzește pe om, care are familie, care are copii, care, mă rog, cei care purtați cu demnitate și curaj drapelul tricolor pe mările și oceanele lumii. Tenacitatea, uitați aici ce spirit, așa ce peniță a avut cel care a scris discursul, pentru că aici trebuie să sublinăm un alt lucru, atât Claus Iohannis, cât Ciucă, cât toți ăștia care ne conduc astăzi, nu sunt în stare să spună și ei două vorbe libere, să se uite în ochii ălora când se duc acolo din fața microfonului, să spună la mulți ani, vă promit sau vă mulțumesc sau ce le spune. Ca să le spună așa, din capul lui, din creierii lui, adică nu din hârtii. Dacă v-ați uitat, principala grijă a lor când se duc undeva la o festivitate în asta este să nu piardă hârtia aia cu discursul, că dacă pierd discursul, după aia ce să facă, ce să le spună oamenii? Știu că îi urmărește o țară întreagă și se fac de râs. Și citește Claus Iohannis, tenacitatea, drzenia, rezistența și spiritul de sacrificiu de care dați dovadă fac din profesia de marinar una deopotrivă onorabilă și dificilă. Asta cred că e șoptit-o Băsescu glumind acum. A fi marinar este mai mult decât o meserie, da? A fi profesor e așa, banal, nu? A fi doctor e banal, a fi orice e banal, dar a fi marinar este mai mult decât o meserie. Când spui decât și nu doar, dar mă rog, în sfârșit nu intrăm în detalii, este un stil de viață care presupune multe sacrificii, dar și nenumărate satisfacții și împliniri. Păi de unde știi, domnul Claus Iohannis, ce satisfacții și împliniri are un marinar dacă nu ești marinar? Zic și eu. În aceste momente aniversare, vă îndemn să aducem un omagiu eroilor mărilor și oceanelor, ce mă sună, nu? Care și-au dedicat viața apărării României și și-au jertfit sub pavilion național. Dacă se jertfeau sub alt pavilion, nu, da, așa, sub pavilion național, doamnelor și domnilor. Și acum începe cu poezia despre NATO, despre Zelenski, despre Ucraina și așa mai departe, că tot o dracu de sărbătoare românească, că numai despre sărbătoarea românească, despre semnificația și despre ideile. E ca la școală, îi dai unuia o temă despre ceva și el îți face total opus. Adică ne aflăm pe țărmul Mării Negre. Să-ți dai una în cap când auzi că spune Claus Iohannis la Constanța, ne aflăm pe țărmul Mării Negre. Băi, ăștia care participați, voi știați mă că vă aflați pe țărmul Mării Negre. Știați și voi unde e Constanța? Ce dracu mă? La numai câteva sute de kilometri distanță. De fapt, depinde cum e, că sunt vreo 300 ceva pe mare până la Odessa și până la Ismail sunt mai puțin de 200 sau 200 ceva de kilometri, nu sute de kilometri, de războiul nedrept și brutal declanșat de Rusia. Federația Rusă era domnul președinte împotriva Ucrainei, un conflict armat pe care mulți nu îl mai credeau posibil în Europa vremurilor noastre, așa este, e adevărat, chiar nici eu nu mai credeam posibil acest conflict și în ultimii ani am acționat constant și decisiv. Deci, acționat și constant și decisiv. Cum o fi să acționezi decisiv, să elimini constant, să fii constant și decisiv? Adică, nu știu, păi după ce ești decisiv, mai poți să fii constant? Mă rog, nu știu, asta e o chestie de logică la Claus Iohannis, pentru ca regiunea Mării Negre să fie recunoscută drept una de interes major comunitatea euroatlantică. Deci asta a fost acțiunea lui Claus Iohannis în ultimii ani, pe măsura importanței sale geostrategice de hotar al Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene.
Nu că n-au avut interes americani și ceilalți să consolideze zona aceasta a Mării Negre, având în vedere că știau că se va declanșa acest conflict în Ucraina și ca să-și consolideze granița, aveau interesul să consolideze partea cealaltă de linie în zona noastră. Nu au avut. Da, Klaus Iohannis a acționat decisiv. Și ne mai spune, iată că Marea Neagră este considerată astăzi o zonă de interes strategic pentru securitatea euroatlantică, așa cum am afirmat răspicat. Deci când vedeți că Klaus Iohannis s-a dus acolo și a afirmat, afirm răspicat, nu? Deci, Doamne, ce președinte avem! Împreună cu ceilalți aliați în conceptul strategic al NATO pe care l-am aprobat, nu? La summitul istoric. Deci celelalte summite NATO, summituri NATO au fost așa, banale. Asta a fost un summit istoric, dacă vă aduceți aminte, că și-au luat și soțiile cu ei. Și atunci, fiind cu soțiile, a rămas așa de chef după și putem să spunem că a fost un summit istoric recent desfășurat la Madrid. O demonstrează nu numai vizibilitatea fără precedent a întregii regiuni în care ne aflăm, ci și prezența celor peste 5.000 de militari în România. Adică ne-a rugat de ăia, aliații noștri, prietenii noștri până la conflict, dați-ne și noi aici că dacă nu avem arme sau ceva de genul ăsta, măcar să, dacă ne atacă rușii, să spunem că i-au atacat și pe americani, și pe olandezi, și pe germani, și pe francezi, și așa mai departe. În câteva luni, țara noastră a devenit un simbol al unității, solidarității și coeziunii. Deci vă dați seama, cine poate să creadă tâmpenia asta? Deci țara noastră a devenit un simbol al unității, solidarității și coeziunii. Păi domnul Klaus Iohannis, dacă țara noastră a devenit, ieșiți așa pe stradă, mergeți de la, nu știu, de la Cotroceni, de unde mergeți noastră, coborâți așa fără SPP și duceți-vă până la Ciucă, așa pe jos. Faceți un mers sau cu bicicletă, așa mergeți. Să vedeți câtă solidaritate, unitate și coeziune întâlniți pe stradă. Și, nu? Așa. Prin activitățile comune desfășurate de militarii români și aliați aici, la Marea Neagră, sub comanda NATO, transpunem în practică angajamentul nostru ferm de a ne apăra reciproc și de a apăra împreună valorile democratice care ne unesc. Deci, când s-a dus Klaus Iohannis între soldați și a vorbit de valorile și de NATO și a lăudat NATO, păi, ăia care stabilis cu NATO, vrea omul secretar general NATO, ce nu v-ați prins. Păi, nu? Vedeți că vrea, că e cu NATO, că el a luptat aici decisiv, a zis, constant și decisiv pentru a consolida afacerea. Adică vine omul cu o istorie, așa, să-l puneți acolo, secretar general NATO. Nu vine așa, ca și cum n-a băgat în seamă NATO și acum s-a gândit să o bage. Deci, după valorile astea care îl unesc pe Klaus Iohannis, profit de această ocazie pentru a sublinia din nou aprecierea României pentru prezența în țara noastră a militarilor din Statele Unite, Italia, Belgia, Portugalia și așa mai departe. Și ne spune, găzduim așadar o paletă largă de structuri ale alianței, de unitate pentru integritatea forțelor aliate și grupuri de luptă NATO recent înființate, având Franța ca națiune cadru la Brigada Multinațională de la Craiova, comandamentele, bla 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 și de acolo. Nu ne vom opri aici, ne spune Klaus Iohannis. Vom pune în practică deciziile adoptate la Madrid și împreună cu aliații și partenerii noștri vom consolida postura NATO de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre pe termen lung. În condițiile în care Rusia a fost definită la summitul de la Madrid drept principală amenințare la adresa securității euroatlantice. Deci, băieții ăștia la Madrid, nu mai are rost să spun aici, s-au dus și au spus, domnule, Rusia este stat agresor, hai să acționăm în consecință. Hai. Adică, în 2022, băieții ăștia care au terminat școli, sunt în CSAT și așa mai departe, ori nu s-ar fi gândit și ei să citească istorie, să vadă ce înseamnă istoria, să vadă ce înseamnă și Rusia, pentru că dacă vreți o comparație așa cu Hitler, chiar dacă Hitler s-a dus în cap și a murit și s-a nenorocit, dar a tras o întreagă Europa după el. Așa că și cu Rusia, oricât ai vrea, dacă vrei să o elimini, vei suferi pierde. Nu poți să fii din fotoliu câștigător. Așa că m-aș fi așteptat, de exemplu, să aud cuvântul pace, să aud cuvântul dialog, să aud cuvântul hai să găsim o soluție, pentru că până la urmă nu poți să te superi pe o țară, fie și Rusia, te vei supera pe Putin, te superi pe Medvedev, te superi pe cine o conduce, dar nu poți să te superi pe țară, nu poți să zici că nu mai discutăm cu Rusia. Poți să, pentru că vă uitați în istorie, la tratatele de pace de la Paris din 1919-1920, când au exclus Rusia și Germania, ăsta peste 22 de ani sau cât sunt,
au făcut acel pact Ribbentrop și au distrus Europa. Deci, învățați, domnilor, din istorie, pentru că poate vă ajută ăia care vă scriu discursuri sau ceva, ar fi bine să vă învețe să faceți acest lucru, pentru că lucrurile nu sunt atât de simple. Adică nu putem să dăm vina doar pe Rusia, nu putem să spunem că trebuie să înghețăm, trebuie să închidem și așa mai departe. Și ne mai spune, doamnelor și domni, sub umbrela NATO, România beneficiază astăzi cele mai solide garanții de securitate din istoria sa. Da, țara noastră va continua să își îndeplinească cu responsabilitate rolul de pilon de stabilitate regional și rămâne ferm și deplin implicat în realizarea angajamentului. Da. De ce legătură are acest discurs de președinte, eu aș spune hal de președinte, cu sărbătorirea Zilei Marii? Te duci la ziua Marinei și vorbești despre NATO. Te duci la ziua imnului și vorbești despre NATO. Te duci oriunde, te duci, vorbești despre NATO. Păi, alo, te duci la NATO, vorbești despre NATO. Te duci în Parlamentul României pe o temă de securitate, vorbești despre NATO. Dar te duci la ziua Marinei. Astăzi e ca și cum eu aș fi invitat să țin o conferință despre Turcia și mă duc și vorbesc despre Grecia. Cam așa face Claus Iohannis. Astăzi, mai mult decât oricând, în ultimele decenii, este necesar un nivel superior de ambiție. Nivel superior de ambiție. Deci, noaptea minții, nu? Nivel superior de ambiție, inclusiv în domeniul apărării, pentru a face față provocărilor multiple în contextul extrem de complicat. Deci, după domeniul ăsta al apărării și cu schimbările climatice, sunt lucrurile care ne preocupă. Nu educația, nu sănătatea, nu nivelul de trai al cetățenilor, ci pur și simplu acestea, apărare și, acum n-a zis de schimbările climatice, dar sigur v-a zis. De aceea, începând cu 2023, vom face un efort în plus pentru la apărare în loc de 2% din PIB, cât este în prezent, să creștem la 2,5%. Deci investim și noi în armament, dă o dracu de educație și de sănătate și așa mai departe, și de sport și de toate cele. Că aici și cu sportul, dacă tu mi-am adus aminte, o să vedeți că ceilalți nu o să fie primiți tot la fel și nu o să primească și ei aceiași bani precum a primit și David Popovici, foarte bine și bine că primește, dar n-ar trebui să existe discrepanțe și diferențe, pentru că atunci ne poate sesizăm pe ceilalți că nu e corect să-i tratezi pe unul într-un fel și pe ceilalți în altfel. Și ne spune Claus Iohannis, vom utiliza aceste fonduri pentru a accelera înzestrarea și modernizarea armatei române, inclusiv a forțelor navale, care de fapt nu prea avem forțe navale, pentru a crește nivelul de pregătire. Oricum am crescut și forțele acelea aeriene. Am luat avioanele de 40 și ceva de ani cu zeci de milioane de euro, că și băieții ăștia trebuie să fie și ei, nu? Puși acolo. Militarii noi, astfel încât să dispunem de o structură de forțe inoperabilă cu cele aliate și mai eficientă, capabilă să asigure apărarea națională, să contribuie la apărarea colectivă împreună cu aliații noștri. Eu, dacă am avea o politică externă și noi, am merge și am spune, domnilor, fraților, noi suntem aici, nu avem arme, dați-ne arme ca să ne apărăm, că dacă noi picăm, picați și voi, nu? Mergem, în ultimul rând, vom continua să acționăm unitar și coordonat în cadrul Uniunii Europene, adică nu doar noi de capul nostru, trebuie să ne spună aia de acolo cum, pentru a gestiona efectele multiple și profunde ale războiului din Ucraina, pe care le simțim cu toți în viața de zi cu zi, inclusiv în plan energetic și economic. Să nu ziceți că nu v-am spus. Va veni la toamnă, să vedeți. Dragi marinari, și acum ne mai spune Claus Iohannis, forțele navale contribuie semnificativ la securitatea națională, regională și la cea euroatlantică. Deci, dacă marinarii și de la Constanța nu știau, află acum ce fac. Prin misiunile dificile pe care le desfășurați alături de alii, spuneți-ne și noi care sunt misiunile dificile și partenerii noștri din NATO și Uniunea Europeană, faceți ca apele teritoriale ale României, dar și mările lumii să fie și mai sigură. Și, nu? Marea Roșie pe acolo, pe la Yemen, nu? Sunteți expresia profesionalismului și a dăruirii și vă mulțumim pentru sacrificiile pe care le faceți pentru ca noi toți să trăim în siguranță. Noastră, da, mulți români nu trăiesc în siguranță, domnule președinte. Dacă nu mă credeți, mergeți prin țară așa liber, cum merg cei care împărtășesc valorile democratice în Uniunea Europeană și cetățenilor n-au nicio problemă cu ei. Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei României, să vă aibă în fază și o plotin. La mulți ani și bun cart înainte. Asta a fost ceea ce Claus Iohannis a citit astăzi, așa cum a spus, nu poate vorbi liber, nu cred că e în stare. Atunci merg pe chestia asta. Am văzut că era și amiralul
șeful statului major al marinei sau ceva de genul ăsta, a vorbit de diplomație navală și de cultură navală. Acum, ce să vă zic? Și vreau să vă citesc și din discursul Nicolae Ciucă, am zis bronzat, relaxat, ca un om care a fost și el chemat, luat și băi, trebuie să mergem la Constanța, să citim acolo, să ne preocupe soarta României și așa mai departe. Și ne spune domnul Ciucă, ziua marinei și a forțelor navale române, sărbătoarea marinarilor militari și civili, a constructorilor navali și a lucrătorilor portuari, are valoare de simbol pentru români, pentru care Marea Neagră, fluviul Dunărea, și atenție, uitați aici din puțul plagiaturii trecute, și râurile care brăzdează întinsul țării au reprezentat elemente esențiale de referință ale unui spațiu de existență și de identitate națională. Aha, cum vă sună fraza asta? Să mai ziceți voi că n-a plagiat ca lumea, că a luat așa elemente esențiale de referință ale unui spațiu de existență și de identitate națională. Asta la un om care are încă cineva învață să citească cursiv și coerent, cu puncte, cu, mă rog, cu semne de exclamare și așa mai departe. Este prilej să ne cinstim, nu este prilejul, este prilej să ne cinstim înaintașii, cum nu spune, că pune virgulă, să aducem omagiul nostru eroilor marinari care odihnesc în adâncuri de apă. Da, este momentul. După care mergem la o suiculiță, la o chestie, ne distrăm și așa mai departe. Îmi amintesc, uitați, acum are și amintiri domnul Ciucă, cu emoție de clipele petrecute alături de marinarii români, atât pe mare cât și la diferite activități desfășurate în poligoanele sau porturile militare în calitate de ofițer al armatei române, adică și dumneavoastră a fost ofițer și cumva din rândurile marinarilor, și ulterior de șef al statului major al apărării, când a zis că nu veți face niciodată politică, cea mai înaltă funcție și distinție pentru noastră este cea de șef al statului major al apărării, sau de ministrul al apărării naționale. De ziua lor, marinarii din forțele navale au dovedit din nou în fața românilor profesionalismul, cum au dovedit, și maestria, cum. Calități care i-au consacrat ca simbol al securității naționale la mare și fluviu și ca parteneri de încredere pentru aliați. Cu întrebarea este, domnule, ăștia care citiți că, așa cum am declarat, nici că nu poate să vorbească liber, voi chiar credeți ce citiți? Așa, că noi românii, unii dintre noi, chiar avem îndoială, că știți ce citiți. În contextul dificil, gata, deci am vorbit și domnul Ciucă a venit, a vorbit puțin așa de marina și acum a luat-o pe NATO, că de aia s-a dus la ziua marinei să vorbească despre Ucraina. În contextul dificil pe care îl traversăm, regiunea Mării Negre a devenit zonă de interes strategic a NATO. Eu zic că cel care scrie discursurile Ciucole scrie și pe al lui Iohannis și invers. Prin noul concept strategic al alianței adoptat la summitul de la Madrid, în timp ce Congresul, uitați, în timp ce Congresul Statelor Unite a luat în dezbatere noua lege bipartizană, lege bipartizană, ce consacră strategia SUA pentru Marea Neagră. Alo, păi strategia României pentru Marea Neagră care? Adică ăia, Statele Unite, în Congresul lor, iau în considerare o lege bipartizană ce consacră strategia Statelor Unite pentru Marea Neagră. Păi ce strategie să aibă SUA la Marea Românească când ar trebui să aibă Marea Românească? Și noi, dacă suntem parteneri și alianți strategic, putem să le spunem Statelor Unite, stați fraților, că aici e Marea Neagră, e a noastră, avem noi o strategie și colaborăm împreună, dar noi lăsăm pe americani să vină să-și facă strategia la Marea Neagră și noi suntem bine veniți. Ce mai cumpărăm? Mai cumpărăm un avion dintre la ruginit, mai, nu? Cam așa ceva. Securitatea acestei zone, marcată de provocări complexe și în continuă evoluție, este vitală pentru garantarea securității noastre. Da. Deci, gata. Nu mă mir cum a existat România până acum. A tuturor, prin misiunile îndeplinite cu succes, România contribuie la asigurarea libertății de navigație, libertății comerțului și circulației în Marea Neagră și la asigurarea traficului naval, dovedind capacitatea țării noastre de a fi un furnizor de securitate, furnizând securitate noi, și garant al stabilității în regiunea extinsă a Mării Negre și în bazinul Mediteran. Domnul Ciucă, bazinul Mediteran, nu știți, Marea Mediterană
cea mai mare mare, o Europa, Africa, ajunge acolo, ajunge acolo, cum oferim noi stabilitate acolo. Sunt puncte cheie, conflicte, Siria, nu? Libia, Yemen, și așa mai departe, la Marea Neagră, ne-ați auzit de asta, că cum oferim noi stabilitate acolo. Conflictul din apropierea granițelor subliniază odată în plus necesitatea unei armate moderne. Da, până acum, din poziția noastră de șef al statului major și ministru apărării, n-ați avut timp, dotată cu echipamente de ultimă generație, pe banii noștri, banii românilor. Nu ne mai cumpărăm speranțe de viață, nivel de trai, ne cumpărăm echipamente moderne. Pentru că, ce să vedeți, în timp ce noi ne cumpărăm echipamente moderne, agresorul nostru definit la summitul de la Madrid, adică Rusia, nu va mai investi în armamente moderne, va aștepta să ajungem și noi la nivelul peste ei ca să putem să-i înfrângem. Perioada recentă a consfințit accelerarea procesului de modernizare a forțelor navale, atât pentru a răspunde cerințelor ce revin acestei importante categorii de forțe armate în cadrul procesului de implementare a angajamentului, o fază, mă rog, ca să nu fie înțeleasă, asumate față de NATO și UE, cât și pentru a fi în măsură să răspundă noilor provocări ale mediului de securitate internațional. Și ne dă garanții că va sprijini el, cât mai e prim-ministru, derularea programelor de modernizare a armatei României și forțelor navale române. Participarea României în cadrul structurilor de securitate a NATO și Uniunii Europene au determinat în mod inevitabil transformarea conceptuală, structurală și de acțiune a instituției, datorită României. Forțele navale ale României continuă tradiția înaintașilor, dar nu era NATO atunci, acționând în interesul națiunii. Deci, domnul Ciucă, uitați, ne spune aici că forțele navale ale României continuă tradiția înaintașilor, acționează în interesul națiunii, dar nu spune care națiune, și pentru garantarea siguranței granițelor, securitatea fluvială și maritimă și dezvoltarea relațiilor complexe militaro-diplomatice la Marea Neagră și pretutindeni unde statul român își află interesul geostrategic. Asta e o frază puțin cam grea pentru domnul Ciucă, cred eu, pentru că și se încheie așa. Și pretutindeni unde statul român își află interesul geostrategic. Păi statul român își află pretutindeni interesul geostrategic, nu și îl știe, adică și îl află sau îl spune cineva, sau domnul Ciucă, ca și militar, ca și doctor în științe militare, ne puteți spune și dacă vă uitați așa la un amărât ca mine, poate vreodată sau nu știu. Aș fi curios să știu care este interesul geostrategic al României, și diplomatic, și geostrategic. Chiar putem să-l definim și noi, să-l aflăm, așa, noi muritorii? Și ne continuă. Dragi marinari, ați dovedit în nenumărate rânduri capacitatea acestui popor de a da oameni curajoși și performanți capabili să înfrunte vicisitudinile mării și ale vieții de marinar. Ați reprezentat cu profesionalism și onoare țara în cadrul tuturor misiunilor peste hotare și de fiecare dată la întoarcerea în țară ați putut raporta cu mândrie misiunea îndeplinită. Nu? Vine din rândul lor acolo, trebuie să le spună ceva de genul ăsta. Mulțumită vouă, România rămâne principalul stat care sprijină exporturile și importurile Ucrainei, grea încercată în război prin portul Constanța. Băi, domnul Ciucă, domnul prim-ministru, păi uitați, adică, domnule, sunteți prim-ministrul României, că uitați, mulțumită România rămâne principalul stat care sprijină exporturile și importurile Ucrainei. Păi de-aia sunteți noastră prim-ministru, să sprijinim importurile și exporturile Ucrainei. Domnule, ce hal au ajuns conducătorii ăștia noștri încât sprijină exporturile și importurile Ucrainei, greu încercat în război. Păi dar nu putem să facem ceva cu importurile și exporturile României, nu putem să ne axăm și noi spre români, să-i reprezentăm pe români, că pe ei reprezentați prin portul Constanța și alte facilități portuare și prin tranzitul bunurilor pe teritoriul țării noastre, direct sau prin Republica Moldova. Eu înțeleg că noi suntem, așa cum e normal, de partea Ucrainei în acest conflict, în sensul că Rusia este un stat agresor, a invadat Ucraina, un stat recunoscut prin tratate internaționale și, bun, dar de aici până a face alte lucruri, neavând posibilitatea să le facem pe ale noastre, cred că e o cale lungă, nu? Bun, și cu ce ne ajută pe noi, că îi ajutăm pe ucraineni să-și transporte, să-și facă, să-și dreagă. Pe români, pentru români, cu ce ajută?
Ne-am asumat o sarcină în care Forțele Armate Navale Românele revină un rol important de a-și demonstra maestria. Își demonstrează maestria. Ca și cum domnul Ciucă, demonstrați-vă, domnule, și dumneavoastră maestria și capacitatea de cooperare cu aliații pentru a atinge dezideratele. Pentru tot ce faceți, aveți prețuirea și întregul sprijin al Guvernului României. Da. Deci, domnul Ciucă, vă să sprijină pe toți. Da? Doar verbal. Vă doresc mult succes și pentru că bla bla bla. Deci cam asta au fost discursurile, au venit la Constanța, au citit, au degajat locul de public ca să nu fie înjurături cu el și așa mai departe. Au punctat televiziunile lor și au luat discursurile astea și le vor lăuda. N-a zis nimeni, de exemplu, că astăzi 15 august 1714, Constantin Brâncoveanu a fost decapitat împreună cu copiii săi la Constantinopol. E așa o zi, nu știu, un conducător la Românie, dacă tot facem apel la tradiții și toate cele, unde se știe domnul Ciucă de Brâncoveanu. În același timp aș aștepta să-l văd și eu pe domnul Chelemenu Cunor, care cu mâna la piept, în timp ce se citește imnul național, va vorbi despre tradițiile și despre curajul marinarilor români. Nu? Poate vă aduce aminte și de ce se zic alte lucruri. Domnul Ciolacu, probabil în vacanță sau poate probleme în paradis. Eu nu cred că există o problemă în coaliție sau se ceartă băieții ăștia sau au vreo problemă pentru că ei sunt pe ordine. Adică dacă astăzi a zis Klaus Iohannis alianță PSD-PNL, alianță. Dacă mâine Klaus Iohannis zice nu, PSD afară sau PNL afară sau fac o alianță USR-UDMR, așa se face. Pentru că noi nu avem politicieni cu personalitate, cu demnitate, cu mândrie, cu siguranță pe ei, cu o funcție, ca atunci când fac politică să nu depindă de politică, ci pur și simplu dacă reușesc să fac anumite proiecte pentru România să le facă, dacă nu să se întoarcă la meseria lor. Așa că în situația asta, destul de tristă din punct de vedere economic, trepădușii aceștia doi au mai citit două discursuri și s-au întors la viețile lor foarte, foarte liniștite. Pe data viitoare, toate cele bune, seară plăcută!